seara, dragi telespectatori, vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Om 1.1, ce se transmite live din studio M9 TV Târgu Mureș. Dragi prieteni, trăim niște vremuri, aceleași tulburi ca și până acum, văd că nu se mai limpezesc, dar s-au întâmplat mai multe evenimente. Principalul eveniment este că noi reluăm emisiile live, și este prima emisiune din această nouă nou sezon și de aceea mă bucur să vă știu că ne urmăriți și vă invit să ne urmăriți. Am început săptămâna trecută, dar cu o înregistrare. Deci prima emisiune live este aceasta. Și am bucuria să vă anunț că avem ca invitați pe prietenii noștri, pe Clarisa Damian și pe Cristian Teran. Bine ați venit, Clarisa și Cristian. Bine te-am găsit. O temă interesantă legată de evenimentele care s-au întâmplat acum și noi am dat un titlu mai sugestiv, să spunem, dintr-un anumit punct de vedere. Regina a ieșit din joc, urmează șahmat, cu referire la, așa cum spunea Clarisa în discuțiile pe care le-am avut când am stabilit această emisiune, la faptul că, din punct de vedere geopolitic, lumea asta este ca o tablă de șah pe care se joacă la nesfârșit, simultan și nu numai, partide de șah. Cineva a pierdut o regină. Ce se întâmplă pe scena tablă de șah a lumii, din punct de vedere, să zicem, în prima fază geopolitic? Cineva a pierdut o regină. Ideea este că o lume întreagă, nu că aștepta cu sufletul la gură, dar e un lucru inevitabil. Nașterea și moartea, odată ce un om, un obiect, un animal, ceva s-a născut în acest univers, evident va și muri. E singura certitudine a vieții. Exact, exact. Deci, din punct de vedere geopolitic, geostrategic, e normal să ne uităm la vectorii de putere, pentru că sunt mai mulți vectori de putere. Evident, toată lumea știe de câțiva ani că fiul său, Charles al III-lea, va prelua coroana. Dacă va prelua și puterea sau nu, rămâne de văzut. Cât va reuși să țină această coroană, rămâne de văzut, pentru că apar în ultimul timp din ce în ce mai multe atacuri oficiale. Spre exemplu, a fost postat pe prestigiosul ziar New York Times un editorial în care se preciza faptul că n-ar fi rău și chiar ar fi indicat ca Charles să lase pe fiul său să conducă și el să se retragă. Vom vedea unde vor duce lucrurile, însă e clar că acea coagulare, acea coeziune pe care regina, cu, să fim serioși, cu o mână de fier în spatele cortinei, a știut să o țină închegată, se va dezmembra acum. Pot fi foarte multe proteste în Scoția, în Irlanda de Nord, în Australia, în Noua Zeelandă, în Canada și în multe alte posesiuni are regatului britanic, pentru că e necesar ca oamenii să conștientizeze cât de multe posesiuni deținea regina și va deține următorul rege. Deja voci din Parlamentul Australian, din Parlamentul sau chiar Guvernul Noii Zeelande, din Canada, vorbesc despre referendumuri pentru a vedea dacă populația dorește să își declare independența. Deci pe plan geostrategic e clar că se vor întâmpla foarte multe schimbări. Mie mi-a plăcut să-i spun acestui moment, momentul de stop joc, start joc. Evident că tot ce s-a creat la nivel global, politic, economic, în vechile condiții, a fost cumva, au fost niște acorduri făcute la nivel de lume între marile puteri și regina. Evident, regina acum dispărând, va fi nevoie să se facă noi acorduri. S-a încheiat un ciclu. Vedem din 2020 cum lumea se schimbă sub ochii noștri. Era firesc să se întâmple acest lucru, cum este la fel de firesc să se întâmple mari modificări în acest moment pe scena lumii. În momentul în care un mare
Șef, a dispărut un mare, nu știu să-i spun așa, cineva a spus la un moment dat, când s-a anunțat plecarea reginei, a plecat regina lumii. Nu cred că a fost întâmplătoare această formulare. Mulți vor mai pleca, multe elemente, multe piese importante de pe vechea tablă de șah. O să vedem schimbări la nivel mare și în alte puncte în lume, nu doar în Anglia. Totuși, dacă îmi permiți, totuși, organizația care o patrona, regina, țările din Organizația Commonwealth-ului, cuprindea 56 de state și 2 miliarde și aproape jumătate de locuitori. Deci, o forță puternică în echilibrul geostrategic al lumii. Exact, exact. În aceste condiții se vor schimba, repet, și alte piese foarte importante. O să vedem asta sub ochii noștri, o să vedem din nou că încep chiar să se certe aceste mari piese la nivel mondial între ei, pentru că vechile acorduri nu mai rămân în vigoare în acest moment. Va fi o luptă de putere fantastică și în cadrul ocultei, dar și în cadrul, mă rog, instituțiilor sau oamenilor pe care îi putem cunoaște cu ochiul liber. O să vedem tot felul de conflicte, mai mult sau mai puțin exprimate în plan fizic, dar ele vor fi, și multe înlocuiri vor fi. Vom vedea foarte, foarte multe schimbări la nivel mondial. Iar aceste schimbări se vor vedea în locuri în care poate că nu ne așteptăm. Spre exemplu, puțin oameni cunosc faptul că Casa Regală Britanică, pe stil vechi, ca să zic așa, avea influențe foarte mari în Kazahstan, avea influențe foarte mari în statele acelea din într-o zonă în care oamenii nu prea și aruncă privirea, pentru că până acum, la nivel mare, nu prea s-a întâmplat nimic acolo. Până săptămâna trecută, când au fost ceva focuri de armă la granițele acelor țări. Așadar, să fim foarte mari, cum să zic, să fim înțelepți și să fim cumpătați, să ne uităm fără frică, pur și simplu să observăm aceste schimbări. Deja zilele trecute știm foarte bine că în Rusia Vladimir Putin a ordonat mobilizarea rezerviștilor. Și nu doar atât, a ordonat sau a cerut, să zicem așa, companiilor aeriene rusești să nu dea voie bărbaților între 18 și 65 de ani să părăsească țara. E clar că în momentul în care se ia o decizie de genul acesta, în contextul în care deocamdată, din ceea ce știm noi, din ceea ce vedem, Rusia nu este amenințată, dar e clar că noi nu avem toate datele, toate cunoștințele. Și este posibil ca ei să știe de vreun plan pe care noi nu-l cunoaștem. Asta este unul la mână. Doi la mână, în momentul în care se creează un gol de putere într-o anumită parte sau cineva, uite cum este Vladimir Putin, care cunoaște foarte bine politica și știe că hienele se luptă acolo pentru putere, el poate se va folosi de acest aspect pentru a prelua, nu știu, anumite locuri, anumite suprafețe de teren și așa mai departe. În același timp, din punctul meu de vedere, vreau să fiu foarte clar la anumite lucruri. România, deocamdată, o bună perioadă de timp, nu va fi angrenată în acest conflict. Avem atât de multe exemple din februarie, din păcate, până acum, de când am dat eu unul pentru că mi s-au cerut asigurări oamenilor, mi s-au cerut părerea. Și atunci, dacă mi s-a cerut părerea, că România va fi foarte bine în 2022. Ne aducem aminte februarie, martie, aprilie, când în România era o stare de panică, o stare de frică, oamenii nu știau să plece, să nu plece, să rămână în țară. Uite că a trecut, au trecut atât de multe luni și nu s-a întâmplat nimic în România din acest punct de vedere. Va continua acest trend fără nicio problemă, lucrurile se vor întâmpla în altă parte. Însă, vom auzi în perioada următoare de destul de multe evenimente, să-i spunem așa, care vor apărea peste noapte, evenimente care nu ne vor afecta în mod direct
în prezentul apropiat, dar ne pot afecta în viitor. Ca orice eveniment care se întâmplă acum pe planetă, trăim într-o societate nu planetară, așa, și totul ne afectează. Globalismul ăsta se reflectă, din păcate, în toate aspectele vieții. Întrebarea mea ar fi legat de ce spune aici, n-ar trebui oare, e retorică chestia asta, că nu prea văd cine ar putea să facă, n-ar trebui diplomația românească să încerce să stabilească și alte legături decât cele pe care ne bazăm acum, respectiv UE și NATO? Diplomația românească este legată de mâini. Ei sunt oameni care vor asta, dar nu sunt lăsați. Eu cred că diplomația, cu ghilimelele de rigoare sau legăturile, sunt stabilite de foarte mult timp. România nu face decât să se supună acestor legături făcute de mult timp înainte. Și nu doar România. Se întâmplă niște lucruri foarte, foarte intense pe plan mondial. Toate țările, practic, sunt angrenate în acest joc și au nevoie să restabilească anumite termene și condiții, ca să spun așa. Da, da, unii au puterea și curajul de a încerca să tatoneze și alte variante, să zicem Turcia, de exemplu, sau Polonia, Ungaria, și mai putem da exemple. Eu cred că până la urmă România va... Haideți să vedem întâi dacă suntem luați în seamă și nu, sau nu. Și din păcate nu suntem luați în seamă. În momentul în care România, în momentul în care s-au întrunit anumiți președinți, anumiți miniștri de externe din Polonia, Turcia, cum spunea și dumneavoastră, România n-a fost invitată în Kiev ca să discute. Deși suntem aici parte integrantă. Oare de ce? Pentru că... noi primim ordine și le executăm. Alții încă mai au coloană vertebrală. La un moment dat vom fi luați în calcul, însă deocamdată suntem parte integrantă a unui sistem, nu suntem luați în calcul, tocmai din acest motiv avem atât de multe restricții, noi încă nu suntem în spațiul Schengen, se așteaptă atât de mult de la noi, de la energie, electricitate, apă, gaz, dar nu ni se oferă nimic. Este o relație de parazitare, nu este o relație reciprocă între Uniunea Europeană și România, cel puțin așa o văd eu, ci este o relație parazitară în care Uniunea Europeană parazitează România de toate bunurile sale cu acordul guvernanților și cu acordul cetățenilor. De ce cu acordul cetățenilor? Păi nimeni nu face nimic. Că nu au reacție. Da, din păcate da, și urmează lucruri chiar și mai grave. Mare atenție, îmi doresc ca oamenii să înțeleagă acest lucru, mare atenție la păcăleli și la tentații, mai ales luna asta, dar nu doar luna asta. O să observăm anumite reîmpărțiri la nivel mondial de teritorii, anumite reașezări de poziții. Evident că nici noi nu vom fi scutiți. Știu că mulți români au nostalgia reunirii cu Moldova. Cine nu și-ar dori asta? Dar nimic nu vine gratis. În momentul unei asemenea oferte, ceva România va trebui să dea la schimb și nu știu dacă va fi echitabil. Da. Să-ți păstrezi ideea, o continuăm după o scurtă pauză de publicitate. Publicitate, vă rog.